ordinul de începere a lucrărilor la contractul de reabilitare străzi în municipiul Suceava, poduri, pasaje, parcuri, stații modulare de transport. Așa cum am spus, vom începe lucrările din mai multe puncte, de la Galeria Mall la Bulevardul Principal, strada Mitropoliei, pentru că sunt mai multe firme acolo, un consorțiu de firme. De asemenea, vom începe din Burdujeni, sat, acolo unde avem apă, canalizare pe străzile care intră în asfaltare, parcul de la Iscani și, în ultimul rând, îmi doresc să intervenim la podul de la peste râul Suceava din zona bazarului. Așa cum se știe, noi acolo am făcut lucrări de consolidare ale podului și noi avem prins pe actualul proiect aproximativ 1 milion de euro pentru alinierea podului. Eu zic că sunt șanse, în măsura în care s-a sublicitat proiectul și, așa cum v-am spus, s-a făcut o economie, ghilimele de rigoare, de 100 de miliarde de lei vechi. O să ne adresăm la ADR, la Ministerul Dezvoltării, să ne mai aloce o sumă suplimentară cât este necesară pentru a face o reparație completă la podul de peste râul Suceava din zona bazarului. Repararea străzilor începe de luni, iar autoritățile speră la o toamnă lungă și călduroasă pentru a putea recupera timpul pierdut cu licitațiile, când una dintre asocierile de firme a contestat de 3 ori rezultatele.